Stefan Plantin s-a născut în 16 decembrie 1971 la Lieu Vitry-sur-Seine și a jucat pe postul de extremă dreapta. Ca junior a activat la cluburile Stella Saint-Maur, respectiv USM Gagny. A urcat mai apoi la echipa de senior din Gagny, după care a jucat pentru Spacers de Toulouse. Cu Toulouse a câștigat Cupa Franței și a fost campion cu echipa de Speranțe din Gagny. Are 76 de jocuri în echipa națională a Franței, cu care a câștigat titlul mondial în 2001. De asemenea, are un bronz la jocurile mediterane, iar în sezonul 1997-1998 a fost votat cea mai bună extremă dreaptă din campionatul francez. În ceea ce privește echipa din Baia Mare, Stefan Plantin a declarat că jucătorii sunt foarte implicați și speră că vor obține rezultate foarte bune. Am avut mai multe oferte din străinătate, dar am ales Baia Mare pentru că proiectul mi s-a părut foarte interesant și datorită faptului că aici pot face handbal la nivel înalt. Am venit de foarte puțin timp, însă mai am de descoperit. Am văzut că jucătorii sunt foarte implicați la antrenamente, orașul este foarte frumos, dar încă nu l-am văzut tot pentru că stau mai mult acasă ca să lucrez pentru antrenamente. Dimineața lucrăm în sala de forță, iar după amiază jucăm handbal. Stefan Plantin a început cariera de antrenor în sezonul 2006-2007 ca secund la Phoenix Toulouse. Mai apoi a fost manager, șeful centrului de tineret și de dezvoltare de la Phoenix Toulouse. A continuat ca antrenor principal la diverse grupe de copii și juniori la Toulouse pentru ca în perioada 2014-2019 să fie antrenor principal la Grand Nancy Metropole.